Judecătorile din cele două orașe, Novaj și Baia de Aramă, nu vor mai fi închise, ne-a declarat deputatul de Gorj, Ion Cupă. Un proiect inițiat de Ministerul Justiției, care a intrat deja la vot în Parlament, a trecut prin Comisia Juridică, unde nu s-a aprobat, și era vorba de desființarea mai multor judecătorii, printre care și Novaciu și Baia de Aramă din zona noastră, Gorj-Mehedin, și a fost respins la vot în plenul Camerei Deputaților, care era fost decizional. Am înțeles. Deci nu se va desfința. Nu, clar. E o veste bună și pentru cei din Novaci și pentru... Și la Novaci și la Baia de Aramă. Da, oamenii erau destul de supărați pentru că trebuiau să meargă foarte mult, mă rog, era distanță mare, cheltuiau și mai mulți bani. Da, știu, și chiar toată lumea s-a implicat pentru acest proiect, s-au depus și amendamente, dar a fost bine că s-a respins în totalitate proiectul. Oamenii din zona Novaci ar fi fost nevoiți să facă navetă la Târgu Cărbunești sau Târgu Jiu, la aproape 40 de kilometri distanță, pentru a rezolva o problemă. Și e normal să fie. Am făcut un memoriu atât în Parlament, la Înalta Curte, și răspunsul a fost favorabil la momentul actual. Să sperăm că și perioada următoare, mă refer la anul 2015-2016, nu vor mai fi probleme de felul acesta. Spunem că avem un număr de angajați care majoritatea sunt din Novaci, atât la judecătorie cât și la parchet. Faptul că la localitate sunt arondate cele circa 9 localități limitrofe, vă dați seama că nimănui nu le convenea să facă o deplasare către Târgu Jiu sau către Cărbunești, depinde unde erau arondate dosarele respective. În felul acesta, de ce să nu spun, și pentru localitate este de interes, în sensul că se mai plătesc niște taxe care vin chiar la sediul primăriei, oamenii să-și plătească acele taxe de timbru. Și primarul orașului Baia de Aramă, Ionel Rafael Dunărințu, spunea în cadrul emisiunii Agenda Locală că închiderea judecătoriei ar face pe oameni să cheltuiască mai mulți bani și să piardă mai mult timp pe drum. Închiderea judecătoriei implică cheltuieli foarte mari datorită zonei și a comunelor învecinate orașului Baia de Aramă, și în special distanței de 75 de kilometri de municipiul Drobeta Turnu Severin. Iar ca să se ajungă la un proces la Drobeta Turnu Severin, cetățenii trebuie să plece la ora 4. Atunci este primul autobuz ca să poată să ajungă la ora 7 în Drobeta Turnu Severin.